Salut prieteni și bine ați venit la un nou video, eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă prezint un cablu special și anume un cablu NHXH E90. Dar înainte să vă prezint acest cablu vreau să vă spun că întâlnirea workshop-ul de pe 4 aprilie s-a anulat. Știți și voi problema cu coronavirus, s-a dat lege, nu se mai poate organiza. Drept urmare, asta e, cu o altă ocazie o să vedem cum organizăm în alte, să treacă nebunia asta și cu altă ocazie o să urmăresc alte evenimente la expoziții unde să pregătim astfel de întâlniri. Până atunci numai bine, o să ne cunoaștem mai bine, o să mai împărtășim lucruri și bineînțeles să fim aproape. Vă spuneam de acest cablu, un cablu pe care eu trebuie să-l instalez. Este un cablu special. Este un cablu special din cupru. De altfel, acesta aici am undeva la vreo 200 de metri, cablu NHXH, un cablu de cupru cu funcționalitate în fracără fără degajare de noxe toxice, deci fără degajare de halogen. Practic în momentul în care arde nu emană noxe toxice. Tensiunea nominală este de 0,6 kV. Ia să vedem dacă se vede. Domeniul de utilizare în locuri uscate, umede, liber sau în pământ, protejate în țev de protecție. Practic este un cablu care își menține izolația la temperaturi de peste 800 de grade, timp de 180 de minute, cu funcționalitate de 90 de minute. Cablul ăsta este un cablu de 3x1,5, cablu de cupru. Acesta este un cablu unifilar și practic eu o să-l utilizez la instalarea unui sistem de evacuare pentru lămpile de evacuare. Acest cablu are mantaua portocalie, după cum observați, și o să-l regăsiți în toate mall-urile, teatrele și alte zonele mai speciale unde necesită astfel de cabluri. Aș vrea să știu și voi dacă v-ați lovit și utilizați acest tip de cablu. Practic, ideea e să vă prezint acest cablu, după care să iau bucăți din el rămase și să vi-l prezint în detaliu, practic să-l dezizolăm, să-l testăm, poate să punem și să-i facem și rezistențe de izolație și alte teste. Între timp am reușit să iau legătura cu un producător de cabluri care poate să ne pună la dispoziție mai multe informații despre aceste tipuri de cabluri cu certificate de conformitate și tot ce trebuie. Și de altfel poate să ne ofere cataloage de unde să extragem tot felul de detalii în momentul în care alegem un cablu, să nu mai spunem că nu avem, că nu am știut, nu am mai avut informații. Practic asta era și ideea. Bineînțeles că acum e doar descrierea, aș vrea din partea voastră să îmi spuneți unde ați utilizat astfel de cabluri, unde ați folosit, dacă ați avut aplicații special pentru așa ceva. Sunt convins că ați avut și sunt convins că ați utilizat și voi foarte mult. Bineînțeles că aș vrea să știu cât mai multe păreri și de la voi despre acest tip de cablu și nu în ultimul rând dacă doriți să fac o prezentare cu specificații tehnice cum am făcut și la celelalte tipuri de cabluri. Practic acele iconițe cu desene să vedeți ce are acest tip de cablu în plus față de celelalte. Bineînțeles că o să mai vin și cu alte tipuri de cabluri, o să vi le prezint în momentul în care le instalez, numai bine vi le și prezint, poate cuiva o să-i prindă bine. Așadar, încă o dată îmi cer scuze că n-am reușit, îmi pare rău că n-am reușit să organizez acea adunare, acel workshop. Practic mă pregătisem cu tot felul de am pregătit machete cu instalații electrice, cu acționări, cu legături, cu sisteme de casă inteligentă. Am și discutat și pentru panouri fotovoltaice și pentru automatizări industriale, dar asta e, n-am preconizat că se va întâmpla așa.
până la urmă trebuie să stăm, să stăm, să ne păzim, pentru că discutăm despre un virus, un virus care poate să ne ucidă, așa că trebuie să ne păzim, să stăm liniștiți în case, să fim precauți, să ne ferim cât mai mult, de altfel să ne vedem mai mult online. Așa că, ce să zic, știți cum e, trebuie să fim precauți pentru că e destul de dificil să lupți cu un virus care deocamdată nu are leac. Așadar, eu înainte de să închei, tocmai ce termin programul și strâng, așa că mi-am luat un antivirus și vreau să vi-l prezint și vouă în încheiere. Un antivirus care să mă protejeze de fiecare dată când mă întâlnesc stânga-dreapta. Am pregătit antivirusul, clar că nu pot să-l folosesc în timpul muncii, după program. Nu știu cât de bine se vede. Este un Corona Extra, da? Deci practic îl țin mereu la mine aici, astfel încât să mă protejeze. Este ca un scut așa. Ok, înțelegeți voi, ideea e să fim uniți și să fim precauți. Până la urmă, trebuie să avem grijă de noi, că asta e cel mai important. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și până data viitoare fiți pe fază!